Perfect. Cred că putem să începem, nu? Da. Ok. Cred că vede toată lumea. Eu nu pot să-mi dau seama. Să-mi zice. Da, e ok, se vede. Perfect. O să vă vorbesc astăzi despre valoarea pluginilor de backup de la WordPress. Și e un studiu care am făcut anul trecut, prin februarie. L-am și publicat prin iunie. L-am prezentat la vreo 4 persoane, probabil 5 maxim. Nu l-am mai prezentat nicăieri, în afară de part, adică, și am prezentat-o și într-o notă academică, adică n-am luat tehnic cum o să iau astăzi. Și încerc să vă prezint cam ce am făcut la momentul ăla, acum un an. Ca idee, o să am o introducere pe partea de WordPress, de ce WordPress și ce reprezintă el în top 10, web, top 10 million websites. Apoi o să vă explic ce plan am avut și care sunt plugin-urile vulnerabile pe partea de backup plugins din WordPress. Și apoi niște concluzii. Cel mai exploatat CMS, cred că știți și voi, este WordPress. Ba mai mult, chiar anul ăsta citeam niște thread reports, nu mai știu, Symantec, sau cred că și la thread mic, micro, că odată cu coronavirus, cam web-urile sunt prima poartă de intrare într-o firmă pentru un data breach. Bine, din diverse motive, nu neapărat ce prezint eu azi. Dar chiar în raportul ăla zicea că cele mai atacate site-uri ar fi WordPress, Joomla și Drupal, ăstea trei. Caută, adică știți și voi cum exploatează unii, trimit prin tool-uri automate, trimit mass spread la exploituri diverse, până găsesc pe undeva să intre. Și apoi cum caută în acest CMS, Content Management System? Păi nu se uită la core source code, adică nu se uită la codul sursa lui, ci la codul sursa pluginilor și temelor pe care acest CMS le folosește. Știți și voi că există acel tool de căutare automată a pluginilor vulnerabile și chiar a unor teme vulnerabile, că mai sunt și unele care au apărut mai acum ani. Ca idee, statistici s-ar prezice că ar fi, nu, chiar s-a găsit că ar fi 24% din top 10 million websites ar fi WordPress. Ăsta e un studiu din 2015, dar am făcut și eu anul trecut, am zis hai să mă conving, m-am dus pe PageRank, care nu mai e ținut de Google, e ținut acum de alții. Google a renunțat la el și l-au preluat alții, l-au continuat, nu mai știu cine exact, dar am luat de acolo cele 10 milioane de domenii, primele 10, sunt mai multe metode prin care au calculat aceste 10 milioane de domenii, le-am scanat după WordPress, văd care dintre ele sunt WordPress și am găsit așa, 16% ar fi WordPress, 36% mi-au dat fail connection și după aia m-am găsit eu în abuse the blur cu IP-ul ăla cu care scanam. Știți cum e, dar chestia e că am scanat doar pe port 80 în sensul că făceam un get pe el și atât. De-aia au văzut că fac port opening și cumva scanez pe port 80, au zis ei acolo. Nimic mai mult, adică nu dădeam un exploit sau cine știe ce. Și 48% din cele scanate n-am găsit WordPress, era cu totul și cu totul altceva, nu știu, nu m-a interesat ce. Planul, am zis să mă uit în plugin-urile de backup, să văd, să caut vulnerabilități de data leak. Nu m-a interesat să caut SQL injection sau remote command execution, chestii de-astea clasice. Mai mult m-a interesat să văd cum creau ei backup-urile și cum le stocau pe disc. Asta înseamnă, mă uitam la predictibilitatea numelui backup-ului până la urmă. Să văd ce algoritm de crypto au folosit, dacă secure și așa mai departe. Problema e că ce am descoperit în urma ceea ce am făcut, unele plug-uri creează fișiere de backup cu nume predictibil sau mai rău. Mai rău în sensul de creează un fișier static, adică numele lui de fapt e static, adică știi din prima că e hardcodat acolo în cod, te duci pe el și găsești numele backup-ului, numele care nu, de obicei nu e predictibil, de obicei pe plug-inul ăla nu e predictibil pentru că au folosit un algoritm de cripto foarte bun, dar cumva n-am știut să nu-l pun într-un fișier de log. Adică ori l-am găsit, ori nu era predictibil, sau numele lui care nu era predictibil, îl găseai niște fișiere de log care erau la o anumită adresă pe disc, ceea ce era stupid. Ca și listă, am mai întâi făcut o listă de plugin-uri pentru backup din WordPress și am găsit că sunt vulnerabile. Aici am pus 11, cred că 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dar mai e și X-Cloner ăla. X-Cloner e al unui român. Chestia e că l-am găsit prima oară cu câteva luni înainte să fac restul de acolo mi-am și ideea la un moment dat, cu mai multe luni.
nu știam dacă să-l mai pun aici, că după aia am mai trecut vreun an sau ceva de genul și am făcut și acest studiu. Nu știam dacă să-l pun sau nu. Dar am zis să nu-l pun, pentru că era deja rezolvat când am făcut studiul ăsta, dar X-Cloner l-am găsit și pe el cu un an în urmă ca fiind vulnerabil. Am vorbit cu tipul ăla, i-am zis ce am găsit și a rezolvat problema și mi-a mulțumit. Restul i-am găsit vulnerabil, le-am zis la toți, o să vă arăt pe fiecare în parte ce am găsit, tehnic și cum am abordat problema. Ideea e că, după cum vedeți, au foarte multe instalări, active installations. La fiecare plugin WordPress îți zice că există 2 milioane de user care deja îl folosesc, adică active installations, nu e doar că l-au descărcat și s-au răzgândit între timp și probabil că nu mai e folosit. Nu, probabil că a fost descărcat de mult mai multe ori, doar că instalări active ar fi numărul ăla pe care WordPress îl dă când instalezi plugin-ul. Ca și o recomandare, că uite, îl folosesc atâția oameni, poți să... un grad de predictivitate, de trust mai mare când vezi că, băi, e folosit de 2 milioane de persoane. Și după cum vedeți, într-adevăr, unele plugin-uri care sunt folosite de peste 1 milion de utilizatori, nu am găsit nimic la ele, erau numele lor care, nu știu, era pus pe disc la backup, nu era predictibil, dar la unele se putea face ceva mai greu, mai ușor, depinde, o să vă arăt și o să vă explic ce și cum. Ca idee, ce-am mai făcut ca și plan, m-a interesat foarte mult cum se desfășoară procesul, adică odată m-am uitat în cod să văd cum se stabilește acel nume de backup pe disc. Țin să precizez totuși că majoritatea plugin-urilor îți ofereau posibilitatea să-l pui în altă parte acel backup. Nu trebuie să-l pui neapărat în slash root, în root-ul web-ului. Puteai să-l pui și cu un director mai în spate. Problema e, i-au lăsat să poți să pui și acolo și default location. Deci am făcut testele astea pe default location, nu schimba location de acolo. Dacă schimba, îl duce undeva mai în spate și n-avea ce să mai faci. Dar chestia asta m-am gândit că, bă, oricum îți lasă default location sau nu schimbă, pentru că deja sunt într-un web hosting și iar nu le permite să se ducă mai jos sau să-și facă ei diferite setări. Alții poate să-și facă și securizează și așa mai departe. Și ideea că mai mult am făcut pe default installation și ce am mai făcut în plus a fost să instalez un utilitar de ăsta de Linux care să-mi arate în timp real ce modificări în timp real. Și îmi spunea la ce oră și secundă se crea un fișier pe disc și se ștergea. Astfel încât chiar m-a ajutat la unele plugin-uri să-mi dau seama că în timp ce se creează backup-ul, se crea cu un nume predictibil, ca după aia să-l facă mai greu de ghicit, dar tot se putea ghici în vreo 2-3 cazuri, ceva de genul. Adică făceau mai timp un fișier static undeva, acolo puneau numele ăla care n-ar trebui să-l știi, dar cumva era și ăla, puteai să-l prezici, dar nu mai aveai de ce să prezici, că era un brute force, la multe dintre ele există un brute force destul de fezabil, dar în multe cazuri nu mai trebuia să faci asta, trebuia să știi când se face backup-ul, putea să fie odată pe zi la o anumită oră. Era de ajuns să fie administrator sau să fie lucrat la firma aia, știi la ce oră se face backup-ul și cumva plecai de acolo și cumva avea acces în continuare la anumite informații. O să iau pe primul, All-in-One VB Migration. Ideea că am făcut așa o schemă backup directory unde s-ar afla, adică avem numele site-ului http://www.site.com și apoi vine /vp-content/ai1wm-backups. În folderul ăla se duceau backup-urile. Problema era de predictibilitate, pentru că ce urma ca și nume de backup era numele site-ului care îl știai, year, month, day, hour, minute, seconds, care nu știai, și un random number de la 100 la 999. Ziceam ei că hai să punem și un random acolo în numele fișierului de backup. Cum puteam să obținem acel year, month, day, hour, minute, seconds? Păi, în moment, la primul backup al site-ului se crea acel fișier, acel director, până la urmă, A1WM-backups cu web.config. Ce se întâmplă când intri pe fișiere statice pe servere Apache sau Nginx? Îți dă un last modified date, adică exact ultima dată când s-a modificat web-config-ul, adică când a fost creat, de fapt. Și în momentul când a fost creat și backup-ul după 2-3 secunde. Deci tot ce aveam de făcut era, aveam numele site-ului, aveam year, month, day, hour, minute, seconds din last modified date de pe web-config
ca mai apoi să facem acel brute force de la 100 la 999 și vrei să ai backup, primul backup din site, nu și restul. Dar era de ajuns, adică era clar că era ceva important. Backup al site-ului care putea fi și de acum 2 ani, probabil. Nu știu, depinde de posibilități. La alt plugin pe care l-am studiat, la fel, se duceau majoritatea default installation se duc în root directory ca să nu, că na, sunt unii cu web hosting-uri și nu poate să ducă înapoi. Dacă vrei tu să duci acel fișier cu niște directoare mai în spate de root directory, îți faci tu setarea ta și te lasă multe dintre ele. Iar la backup VP app ar fi fost problemă un hash care era numele directorului și apoi numele fișierului după ce treceai de director. Ideea era tot așa că direct ăsta, cum îi zice, acel hash era format, cum vedeți, MD5 de MD5 de ceva care totuși, adică full path de la un fișier. Și aici trebuia să știi puțin că site-ul tău e în var VVHTML. Nu știu, ori aveai un full path disclosure cumva sau încercai să-l prezici. Dacă era un web hosting, s-ar putea să-l prezici destul de ușor. Nu știu, un cPanel și așa mai departe. Alea iară sunt destul de predictibile. Și ce făcea, lua 6 octeți din mijloc. Nu mai știu exact, dar era tot timpul static. Adică dimensiunea era 6 octeți și de la mijloc. Nu era niciun random. Nu mai știu exact de unde până unde, dar erau 6 octeți. Deci vă dați seama, ca să ofuscheze numele fișierului de backup, folosea, plus directorul dinaintea lui, folosea acest MD5 de MD5. Foarte tare. Și astfel, noi ne duceam iar pentru a obține last modified date, că era și ăla în numele fișierului, după ce găseai hash-ul și găseai directorul, că poți mai întâi să verifici dacă găsești hash-ul ăla, doar făcând pe director și îți dă un, nu știu, un 404 on found sau 403 forbidden, că nu ai index.html sau e hashtag-access, habar n-am. Dar după aia poți să intri pe fișierele. Mai sunt niște backup-uri care într-adevăr folosesc hashtag-access să facă deny from all. O să vă explic și acolo care e problema. În cazul ăsta nu era, doar că pur și simplu detectai că ăla e directorul hash-ul și apoi mai luai last modified date și mai făceai un brute force pe un timestamp de câteva secunde. Deci aici era mult mai ușor să iei primul backup al site-ului după ce se genera. Backitup, alt plugin interesant. Aici aveam și una hashtag-access deny from all, numai că mi-am dat seama că ca să meargă hashtag-access-ul ăla și să poți să scrii în el și să fie luat în considerare, de multe ori știu că era nevoie de acel mod, rewrite, parcă se numea, să-l activezi. Nu știu dacă zic prostie acum, dar cel mai probabil nu zic. Și știu că dacă activai ăla, mergea să folosești hashtag-access. Eu știu sigur că instalam, nu știu dacă acum e la fel, dar mai de mult instalam Apache sau Nginx și așa mai departe. Nu puteam să pun hashtag access. Trebuia să mă duc în setări și să zic să activez acel mod pentru Apache. Rewrite și după aia mergea hashtag access. Dacă nu instalam, degeaba. Și plus că am făcut niște teste și am găsit site-uri care au fără, unde mergea hashtag access-ul ăsta. Adică nu era în considerare, nu că mergea, nu era luat în considerare și puteai să treci de. Și apoi avea altă problemă de, bine, mai mică, de obținere de last modified date, deci te duceai pe directorul ăla cu vp content vp backitup underscore backup slash index php. Chestia e că nu, cred că era altul. Indexul php nu are cum să-ți dea modified date, nu știu ce am pus aia acolo. Cred că era, poți să te duci să vezi, cred că aici am greșit eu. Că n-ai cum să iei de la index.php modified date. De obicei apelez la cealaltă chestie în care orice plugin are un fișier static, gen JavaScript, CSS, o imagine, da? Sau un index.html în interiorul lui. Vezi când a fost instalat, că despre asta e vorba, vezi când a fost instalat acel plugin și astfel ei poți să iei acel last modified date și să presupui că în următoarele 3, 4, 5 minute poate l-a făcut un backup să vadă că funcționează acel plugin, astfel încât să știe dacă șterge sau îl mai lasă activat. La unele plugin-uri am avut abordarea asta, dar aici văd că într-adevăr am pus index.php, dar nu de acolo se lua last modified date, cu siguranță. Și apoi mai aveai de făcut logs underscore timestamp-ul când se făcea backup-ul și v-am zis că nu știu, bă, noi oricum ai 86.000 de request-uri pe zi, da? Deci este 86.000. Te gândești și tu că, bă, l-așa instalat
vezi în ce zi și-a instalat asta, poți să determini acel plugin și în ziua aia, din secunda aia, făceai request-uri foarte multe, astfel încât 86.000 depinde de server. Acum poți să-l trimiți de la mai multe servere și tot așa, determin acel timestamp și cumva ei și zip-ul respectiv. Bulletproof security. Ăștia sunt niște ruși. Ca să vă zic așa ca idee, adică marea majoritate, de fapt, hai să vă zic care era problema la ei și apoi vă zic și problema cu persoanele de acolo. Eu am vorbit cu toți care au aceste plugin-uri, cu developerilor, că am trimis la fiecare să-și rezolve problema. Toți au luat în considerare, chiar unii mi-au zis că da, e dreptate, hashtag accesul la meu care l-am pus acolo nu protejează. Deci el a avut un caz în care chiar nu-i proteja nici lui hashtag accesul care l-a pus și credea că în alte condiții și probabil că în alte condiții i-ar fi protejat. Dar rușii respectiv, într-adevăr, dacă observați backup file-ul, acolo am trecut backup file-ul și de obicei înainte, în slide-urile de dinainte, am trecut backup directory. De aici am pus direct să vedeți că ei făceau destul de not predictable, adică numele ăla nu era predictibil. Adică ce era în mijloc ăla, K4S, Y, D, G ăla, era foarte bine generat, random, și nu aveai cum să-i faci un reverse la el și să-l brute forcezi. Nu era fezabil brute force-ul în cazul ăsta. Și era nașpa. Aveau și acel deny from all. Problema era de predictibilitate. Clar, nu puteai să faci asta. Dar dacă puteți să vedeți, ei stocau undeva într-un log static în wp-content-bps backup log slash wp-backup underscore log.txt toate numele alea de fișiere. Deci spuneau, putea să fie și schimbat. Deci spunea direct unde e pe disc fișierul de backup care s-a făcut la minutul ăla cu numele lui și așa mai departe. Deci o prostie imensă până la urmă. Adică și-au securizat felul în care adică nu se poate prezice acel nume de backup, dar luai direct din acel fișier de log, care era clar că e acolo și n-aveai cum să nu-l găsești. M-am certat cu ei că le-am zis problema asta, m-am certat, ei s-au certat cu mine că nu e adevărat, că nu facem nicio schimbare, e problema userilor și eu le-am explicat, bă, da, poate există un cPanel, user nu poate să oblige administratorul la cPanel-ul ăla, care el e doar un amărât de web hosting, care nici nu are linie de comandă măcar, să-și rezolve problema cu deny from all. Deci tu trebuie să-i oferi ceva mai strong, astfel încât să tratezi toate cazurile posibile și să nu lași pe anumiți user descoperiți. O să vă arăt imediat, pe la sfârșit, de fapt, o să vă explic și ce am făcut ca să descoper aceste backup-uri și cât de multe dintre ele sunt și vulnerabile. Adică chiar dacă are din hashtag accesul ăla, am demonstrat că nu contează. Chiar pe cazuri reale din alea 10 milioane de site-uri. O să vedeți la sfârșit, am făcut o chestie interesantă acolo și am mers și cu Bulletproof Security. Doar că nu am accesat backup-urile astea, că nu o să fac chestia asta. Ce am făcut a fost să descoper fișierul ăsta, adică să fac un get pe wp-content bpc minus backup slash logs și să văd dacă face 403 forbidden sau îmi dă 302 redirect, că nu puneam slash-ul ăsta de aici. Dacă nu pui la un director slash-ul pe Apache, pe Nginx, scuze, îți dă redirect dacă există directorul. Dacă nu există, îți dă paste 4 not found. Deci, încă o dată, ca să-mi dau seama că acest fișier, acest director există și nu ia în seamă hashtag access, am făcut un get pe wp-content, bps-backup slash logs, dar n-am mai pus slash-ul de sfârșit. Și în momentul în care am pus slash-ul de sfârșit, ori îți dă paste 3 forbidden, că merge hashtag access-ul, ori îți dă 302. Dar dacă îți dă orice altceva, înseamnă că nu există. Paste 4, de obicei, îți dă, nu-ți dă altceva. Dar în momentul în care îți dă 302, înseamnă că există și nu e luat în considerare hashtag access-ul, deci poți să accesezi wp-backup_log.txt. Și a mers. O să vă arăt în teste mai încolo. WPDB Manager. Îmi pare rău că n-am pus pe fiecare slide să vedeți câte instalări sunt active, dar o să vedeți oricum la sfârșit câte am găsit eu active și cu deja cu un backup pe fiecare dintre ele și n-am încercat să accesez, să fac acel brute force și așa mai departe. Doar am demonstrat că există un backup acolo și nu mă interesează ce e, că nu e treaba mea. WPDB Manager ăsta are un wp-content/backup-db, are un hashtag access cu deny from all, predictibilitatea e timestamp plus db name, deci e destul de greu să ghicești. Aici m-am gândit și le-am dat ca problemă celor de la acest plugin administratorilor, că le-am zis eu lor, băi, dacă ai un administrator la WordPress-ul tău și știe la cât timp se face și știe și db name-ul,
Și poate în anumite cazuri nu e neapărat. Poate unii găsesc dâbâneimul din diferite circunstanțe. Unii pun WordPress direct sau numele site-ului. Au un, chiar, uite, acum mă gândesc că cPanner-urile, dâbâneimurile le pun și ei într-un fel destul de predictibil. Nu sunt sigur de ceea ce zic acum, dar încerc să fac o presupunere. Adică în anumite medii s-ar putea dâbâneimul ăla să nu fie ales de user, să fie ales de mediul respectiv. Și am dat un exemplu cu cPanel, dar s-ar putea să fie, ce am zis, sau s-ar putea să poți să alegi. Oricum sunt sigur că la cPanel probabil poți să-ți creezi tu numele de bază de date așa cum vrei tu. Dar probabil nu e ceva foarte nepredictibil. Dar dacă nu știi ambele, e destul de greu să faci. Dacă știi dâbâneimul și știi să-l prezici, timestamp-ul iar devine o chestie de 86.000 de request-uri pentru o singură zi. Cum am mai zis și înainte, te duci, vezi când a fost instalat plugin-ul, exact secunda, și pleci de acolo cu brute force-ul. Backup VD. Iar are un fișier care se termină în backup VD files db hash, un zip, era de obicei. Ca predictibilitate, el ce face? Acel hash se formează prin MD5 de MD5 de file. Adică acel file, de fapt, iar n-am pus aici complet, e var www html vp content plugins backup vd includes și options.php, pentru că file-ul ăsta zice full path-ul de la fișierul care îl execută, iar fișierul care îl execută e ăsta, options.php, da? Adică buwd-options.php. Dar aici în față mai are și acel lucru care trebuie să-l ghicim. Și e singurul lucru care trebuie să-l ghicești. Adică full path disclosure, ce are înainte de root directory. Adică în cazul meu era var www.html. Aia era tot. Avem nevoie de... și mai e nevoie și de timestamp și hash. Ok. Probabil că era aici încă un timestamp. Bun. Am făcut acum un an chestia asta și de-aia mă mai uit pe ele și cumva îmi dau seama că uite acolo adică nu e complet. Backup dir VP, adică iară la Unison, tot așa un plugin de WordPress, directorul de backup-uri unde se stocau e VP Content Uploads FW Backup. Predictibilitate, păi backup-ul file name avea year, month, day, hour, minute, second. Și plugin version. Iar plugin version, oricum, asta era ușor demonstrat, te duci în directorul de plugins și faci și iei plugin version-ul de acolo. Nici nu era pentru random chestia asta aici. Era doar să știe că backup-ul a fost făcut cu versiunea 3, 4, X, Z. Last modify delay de pe executed tasks și ăsta se formează, iară, v-am zis, se formează ca fișier odată ce execuți primul task, adică primul task de backup și o să ai last modified de la primul backup și îți dai seama că backup-ul ăla, nu știu, s-a făcut într-un minut, dar nu se făceau super repede, e vorba de secunde, 10 secunde maxim. Deci ai 10 request-uri de făcut și aia e tot. Și luai backup-ul de la Unison. Era super simplu. Dar altă problemă e când își face restore la baza de date, atunci se creează acest fișier. Și aici ai datele de la fișierele de unde a făcut restore-ul, adică de la ce backup file din FW backup ai selectat să faci restore la baza de date și la tot site-ul. Și se duce aici și nu se mai șterge. Deci, destul de nașpa. Backup guard, de directorul în upload, VP content uploads backup guard, la fel un htaccess deny from all. Ca și predictibilitate, se creează director separat pentru fiecare backup, dar e predictibil fiindcă are date în numele acestuia. Deci, după cum vedeți, VP content uploads, backup guard, SG backup, option full, deci ăsta e static aici, adică nu e nimic care să schimbe, și ăsta, timestamp-ul ăsta, slash timestamp un zip. Deci timestamp-ul ăsta era chiar timestamp, nu era într-o... Eu am pus timestamp și la celelalte din spate. Dar iar am mai pus zi, oră și așa, dar diferite formate pentru fiecare. Ideea e că trebuie să ghicești până la secundă sau în unele cazuri unul singur era până la minut. O să-l vedem mai încolo. Și timestamp-ul aici era pur și simplu numărul timestamp, care îl știți cu toții. Altă problemă e că în timpul backup-ului 5 secunde, deci ai 5 secunde în timpul backup-ului să iei direct acel timestamp, să știi direct full path-ul către fișierul de backup, pentru că se creează în trei fișiere
cu nume statice, adică știi exact că să le ia, te duci pe ele și citești acest fișier de backup și știi unde e. Mai trebuie să-l ghicești și așa mai departe. E de acolo. Cam cazul la Bulletproof Security. Mi-a plăcut de ea. BoldGrid. Backup directory în VP Content, deci unde duce el backup-ul, în VP Content, BoldGrid Backup. Ca și predictibilitatea numelui de backup, cum vedeți, site name, care îl găseai numai cât intri pe slash, un hash, un year, month and day, hour, minute, second. Ideea următoarea că, într-adevăr, nu mai există un fișier de unde să luăm last modified date, când s-a executat task-ul de backup, dar putem să luăm un fișier când s-a creat backup ăsta, când s-a creat plugin-ul, când s-a fost instalat plugin-ul și bănuiește iară că pleci de acolo și faci, nu știu, câteva minute, 10 ore, o zi, mă gândesc că trebuie să făcut administratorul un backup în următoarea zi după ce și-a instalat plugin-ul, măcar să vadă că merge și că funcționează. De obicei eu zic că mulți își fac imediat backup-ul, că îți instalezi un plugin de genul ăsta și verifici că merge, îți faci un backup de test, verifici că e acolo, că e tot în ordine și tot așa și după aia ești mulțumit. Ca idee, hash-ul ăla, care e aici, deci avem site name-ul, putem să luăm year, month, day, hour, minute, second, cum am zis, iar hash-ul ăsta e SHA-512 peste un, de fapt era invers, era CRK32 și SHA-512, scuze, era CRK32 și SHA-512 de, în funcție dacă era HTTP sau HTTP site-ul, site name-ul, îți trebuia și admin email-ul. Dacă nu aveai admin email-ul, email-ul de la admin, n-aveai ce să faci. Dar iară, eu le-am explicat iară prin, bine, guessing-ul e destul de greu. Probabil că poate reușeai să scoți și un admin email, dacă era de la o anumită firmă, încercai numele, vedeai username-ul, că e, nu știu, iCernica, și după aia mă căutai. Ia, e de la UiPath, ia să vedem, sau de la nu știu care, de la ICC Guard, sau de la nu știu. Și încerci, eu nu spun Cernica, rând ICC Guard, știi, și cred că se poate într-un fel, dacă faci puțin forensic, să zic așa. Și după aia, pur și simplu, ai tot ce trebuie ca să crezi. Bine, pentru fiecare guessing de ăsta de admin email, trebuie să faci acel brute force pe timestamp. E mai puțin mai... E fezabil, eu așa cred că e fezabil. Mai ales dacă știi adminul, e-mailul adminului și poți să-i ceri tu. Care e e-mailul tău? Vreau să-ți trimit nu știu ce chestie. Sau poate ești prieten cu ei sau ai plecat din firmă de acolo, da? Știi e-mailul și poți să faci chestia asta. Și ai doar brute force-ul. Rămâi cu brute force, care e mega fezabil. Alt plugin ar fi Backup Daily, ca și predictibilitate avea, aici aveai year, month, day, hour, minute, deci aveai 3600 de request-uri pe day, într-o zi, și iar puteai să folosești last modified date, să ai un start, de unde să începe acel brute force pe secunde, să zic așa. Apoi, alt plugin. Astea, ultimele 3-4 așa, au fost cu foarte puține instalări, gen 1000-2000 de instalări active, ceva de genul. Iar ăsta are HT Access, un deny from all, avem de ghicit doar timestamp. Iar tot așa, un backup directory undeva, timestamp, chiar așa, știu că ăstea erau cu timestamp.zip, adică un număr cu un zip, era simplu, nu era... Și explonerul ăsta era acelui român care v-am zis cu un an în urmă îl găsisem și îl raportasem. Și ce făcea și ăsta la fel, avea un director static acolo și numele fișierului de backup era numele site-ului, MD5 peste el de fapt, și lua nu știu câți optezi din el, numele site-ului și timestamp-ul, care timestamp-ul lua din last modified date și era simplu. Dar timestamp-ul era până la minute. Scuze, nu, era zi, că știți minte că făceam brute force-ul, am făcut și într-un pentest chestia asta. Nu, era pe zi și chiar am scos giga de date de la oamenii ăia din backup, din backup-urile de pe disc de la ei. Era un root directory și era site name-ul plus ăsta, timestamp-ul, dar bine, până la zi. Deci nu mai trebuia oră, minut, secundă. Era mult mai simplu. Făceam 365 de request-uri pentru un an. Deci omul ăla își făcea într-un an backup-ul, eu îl găseam din 365-66 de request-uri posibile, da? Și a mers. Și acum, ce am făcut la final? Deci am găsit aceste probleme de securitate în acele plugin-uri, am demonstrat pentru fiecare dintre ele, am luat legătura cu administratorii lor
și le-am zis că, uite, aveți problemele acestea. Singurii care au avut ceva de comentat au fost rușii, dar le-am dat și peste nas pentru că am găsit site-uri unde puteai să folosești și tot și atunci aveau de obiectat că nu e treaba lor. Ăia sunt administratorii slab și că nu știu să-și protejeze site-ul. Păi stai că tu faci un plugin de securitate și cumva asiguri clientul tău că e totul în ordine. Iar Bulletproof Security nu e doar pentru backup-uri. Multe dintre ele, dintre astea, nu sunt doar pentru backup-uri. Unele sunt special pentru backup-uri. Cum e Bulletproof, mai puține sunt pentru, și pentru altceva și au și partea de backup. Bulletproof Security chiar e pentru vulnerabilități web pe partea de WordPress. Deci ei protejau WordPress-urile de tot felul de vulnerabilități. Chiar și XSS, chiar și multe alte. Adică RKE, Local Path Inclusion, se uita după pe. Și le-am zis din nou că uite, am găsit. Deci ce am făcut? Pentru fiecare din plugin-uri. Și aici am ales câteva. N-am făcut pe toate. Am zis pe alea cele mai importante. Aveam alea 1.600.000 de site-uri pe care le descoperisem eu, din alea 10 milioane, ca fiind WordPress. Deci aveam 1.600.000 de site-uri WordPress. Și am zis, ia să verific eu pe fiecare plugin dintre astea care le-am eu, pe alea 1.6 milioane, câte dintre ele au plugin-urile astea instalate. Și am încercat să dau un slash în director și să văd că există și că au încercat să execute acel plugin măcar o dată. Și am găsit la All-in-One VP Migration 94.744 de site-uri care executaseră jobul de backup și puteai să începi să cauți date. Backup VP Up 46, Backup VP Up 46.089, Bulletproof Security, am făcut special că oricum aveau mai puține instalări, erau de la niște ruși, am zis hai să fac special ca să le dau, să le arăt că merge și v-am zis, ei aveau hashtag accesul ăla, problema pentru ei nu exista că hashtag accesul ăla, zic ei, rezolva orice problemă și nu te lăsa să intri acolo, chiar dacă era acel, stai să dau puțin la el ca să și revin din nou. Aici, deci ei ce făceau, mai zic încă o dată, puneau fișierul ăsta de aici, și ăsta era, adică te duceai pe site și spuneai wp-content/asta/log/db-backup-logs.txt și găseai numele ăsta, care ăsta nu e predictibil, n-ai cum să-l găsești. Și te duceai după aia și îl luai. Numai că ei zic că nu mergea, că au setat hashtag access acolo, în directorul de backup aici, cu deny from all. Problema e că eu le-am demonstrat după aia că, băi, uite, am găsit 7033 din, de fapt, din 50.000, care nu le merge hashtag access-ul. Și nu sunt protejați de voi și uite, au și backup acolo. Și mi-au venit cu un e-mail că nu e problema lor, e problema celor 7033 și ei nu fac nimic. Și am zis, ok, stați liniștiți. Dacă voi nu vreți. Și nici n-am zis nimic despre ei. Și apoi VP DB Manager am găsit 2000 și Xcloner am făcut și pe ăsta 15.212 de site-uri din alea top 10 million. Deci alea existau. Puteai să începi să cauți în el. Soluții și concluzii, păi, ideea e folosirea unui algoritm de random sigur, deci în loc să pui timestamp, să pui, nu știu ce mai era pe acolo, deci timestamp, un hash de MD5, de MD5, măcar pune rod 13 de două ori și făceai cel mai sigur, mă te prindeai după aia ce ai greșit. Așa, ideea e că trebuie să folosești un algoritm cryptographically secure ca să creezi acel nume de backup, dacă îl lași în root. De preferat ar fi să nu o lași în root, pentru că poate să fie și un cineva din firmă de la tine care știe procesul, știe și poate cu anumit grad se poate prezice, adică știe, are mai multe date, cum ați văzut, e-mailul adminului și așa mai departe, știe timpul la care se face o dată pe zi, la ora 5 e setat să facă backup-ul, deci știe ora, secundă și nu e bine. Deci mai bine îl pui, în primul rând ar fi bine să pui fișierul de backup sub root, adică să nu poți să te duci pe browser și îți dai slash, nume, backup și așa mai departe. Doi, să folosești un random foarte secure în numele, conținutul numelui backup-ului. Și încă ceva ce vreau să sesizez și e interesant asta, toți aia și-au rezolvat problemele. Eu n-am mai verificat după aia, n-am mai făcut verificări, dar tind să cred că backup-urile care s-au făcut până să le rezolve ei, încă mai există pe multe site-uri. Deci ar putea să mai găsiți chestia asta. Mai ales dacă luați timestamp-ul ăla și vedeți că, adică am făcut acest studiu în februarie anul trecut, da? Și l-am publicat în mine. Dacă vedeți că timestamp-ul ăla al primei execuții
e undeva în ianuarie 2019 sau sub ianuarie 2019, sub februarie 2019, există mari șanse ca să găsiți un backup. Dar eu le-am zis la ea că, băi, există și probabilitatea asta, încercați să rezolvați. N-au luat-o în considerare unii, asta știu sigur, dar n-am verificat la toți. Mulțumesc. Întrebări? Hai să vedem. Dacă vreți, cum am și tura trecută, haideți să interacționăm. Raise hand și Ionuț vă dă posibilitatea să vorbiți și mă întrebați direct. E mai ușor așa, cred. Nici o întrebare? Deocamdată n-a ridicat nimeni mâna, să vedem dacă sunt doritori. Văd că pe chat mai scrie lumea. Da, am eu o întrebare. Okay. Ce ai folosit? Ți-ai dezvoltat tu propriile tale scripturi sau pentru tot research-ul ăsta? Ai folosit și, nu știu, ceva tool-uri automate, cum e VPS scan-ul sau... Nu prea am avut unde să folosesc tool-uri automate. Adică era o chestie nouă. Adică am făcut singur research-ul manual pe plugin-urile alea. Tool-uri adică automate n-am folosit niciunul că nu existau pentru particularitatea asta de vulnerabilitate. Data leak prin niște plugin-uri de la un CMS, ceva de genul. Adică a trebuit să-mi fac eu scripturile mele în Python, să fac acele request-uri la acele site-uri, 10 milioane, am făcut în 2 zile, că am zis să nu dau prea repede în ele și aveam timp. Am zis, bă, research-ul ăsta pot să fac și într-o lună. Dar în 2 zile am terminat tot de scanat și totul am făcut în Python, am lucrat în Python. Ok. Da, dar se merită, uite că zici chestia asta. Eu n-am făcut un tool care să verifice dacă WordPress-urile în continuare sunt vulnerabile pentru problemele astea care le-am discutat aici. Și cumva, într-adevăr, urma să fac un tool, nu l-am mai făcut, n-am văzut oportunitatea pentru așa ceva și ți-am zis, există probabilitatea și acum să existe site-uri în continuare care să fie vulnerabile, deși s-a rezolvat problema în soft. Pentru că există acele backup-uri cu nume predictibile. Ok, mersi. Plăcere. Să vedem următoarea. Întrebare. Păi bine, atunci... Dacă, nu știu, între timp cineva mai are o întrebare și asta puteți să-mi scrieți, adică nicio problemă. Chiar și pe Slack vă invit acolo să scrieți. Vă mulțumesc! Ok, păi atunci dacă mai aveți întrebări pentru el puteți să-i scrieți pe Slack, pe mail sau cum vă e vouă mai ușor.